Lugoj Deva. Știți acum câți ani a început acest șantier? Știți în ce stadiu este? Știți că România este singura țară din Europa care nu reușește să închidă coridorul 4 între Constanța și Nădlac? Și că ne jucăm de mai bine de 10 ani de zile de-a țara? Priviți-l pe Adrian Călin. Dacă în ultimele două materiale am vorbit despre autostrăzi pur și simplu inexistente, și anume Pitești-Sibiu și Ploiești-Brașov, mai mult, chiar am primit asigurări în scris din partea CNAIR că aceste drumuri de mare viteză cerute de mari investitori din țară, de șoferii români, de transportatori, de absolut toată lumea, nu vor lua ființă în următorii 10 ani, dacă nu mai bine. Astăzi am revenit pe tronsonul Lugoj-Deva, o autostradă aproape existentă. Construcția acestui drum de mare viteză a început în anul 2011. De atunci, mai bine de 8 ani, unii constructori și-au făcut de cap pe șantiere, lucrând când și cum aveau chef. Pe nimeni n-a deranjat, CNAIR-ul i-a lăsat în pace, eventual mai ieșea câte un ministru să mai mintă pe la televizor că sigur autostrada va fi gata anul ăsta și cu minciuni de genul tot înainte până astăzi, când suntem iar anunțați oficial de același CNAIR că va fi gata poate în 2023. Odată cu deschiderea șantierilor din zona Lugoj-Deva, au apărut și așa ziși salvatorii planetei, la fel veniți parcă la comandă, să anunțe că avem urși și lilieci. O glumă proastă. Niciun urs, niciun liliac. Însă cu glumele proaste ale salvatorilor planetei și cu autorități nepăsătoare, proiectul a întârziat vreo 5 ani și mai urmează încă 5. Lotul 3 va fi dat în folosință în octombrie 2018, iar lotul 4 în noiembrie 2018. Anul trecut, în 2018, angajații de la CNAIR, plătiți cu mulți bani de la stat degeaba, ne-au declarat că lotul 3 va fi dat în folosință în octombrie 2018, iar lotul 4 în noiembrie 2018. Mai pe românește, că Deva Lugoj va fi gata pentru deschidere. Sigur, nimic. Ca de obicei, minciuni. Până târziu, în luna decembrie, s-a lucrat peste tot. Constructorul român de la Șoimuș a lucrat aproape non-stop în mod absolut responsabil. Vremea a fost excelentă până spre finalul anului. Chiar și ministrul transporturilor declară atunci că vremea e bună și se lucrează susținut. Astăzi le-am adresat același set de întrebări bugetarilor de lux din CNAIR și, incredibil, autostrada nu e gata pentru că a fost vremea rea. Autostrada Lugoj-Deva trebuia să fie gata anul trecut, în cel târziu, în luna decembrie, însă se pare că nici anul ăsta, anul decembrie, nu va fi gata. Când am întrebat pe CEDA CNAIR în 2018 când vor da în folosință tronsoanele lipse din Lugoj-Deva, ne-au spus cu seinătate că cel târziu, în octombrie, noiembrie, vor fi gata și date în folosință. Sigur, a trecut noiembrie, a trecut decembrie, ianuarie, februarie, martie și nimeni nimic. I-am întrebat, oameni buni, când putem circula pe Lugoj-Deva complet, de la Deva până la Lugoj, fără oprire? Și ne-au răspuns, fără oprire poate în 2023, însă marea parte a segmentului va fi gata undeva în finalul lui 2019. Absolut incredibil. De ce n-a fost gata, i-am întrebat? Pentru că a fost vreme proastă, a fost răspunsul lor. Și în septembrie, și în octombrie, și în noiembrie, până târziu în decembrie, vremea a fost ca astăzi, soare și s-a putut lucra și tot ei au declarat în acea perioadă anului trecut, fiind pe șantiere și văzând muncitorii și firmele că se lucrează, numai că au uitat că au fost pe șantiere, au uitat că au declarat că se lucrează la foc continuu, pentru că mai ales pe tronsonul 4, în zona dealului Șoimuș. E un antreprenor român care lucrează foarte bine și își face treaba. Însă cei de la CNAIR continuă să mintă. Eu stau așa și mă întreb, oare CNAIR-ul sunt mai mult speciat în minciună decât în construcții de autostrăzi? Cât despre părți semnificative din lotul 2, răspunsul dat de compania de drumuri e același. 2022-2023, iar aici vorbim de 10-15 km de autostradă, cu șantier început în 2011. Din nou, ținem să mulțumim angajaților CNAIR și ai Ministerului Transporturilor pentru sacrificiile pe care le fac pentru țară și pentru dezvoltarea ei. Îi asigurăm că nu ne vom plictisi să fim vigilenți, să stăm pe șantiere și să urmărim lucrările. Poate între timp se vor plictisi și ei să ne mintă și vor face autostrada.